Salutare! Iată-ne la o nouă comandă pentru un coleg de-al meu, un prieten. Sunt în mare parte finalizate, mai puțin plasa pe uși și prinderea acestora. Ca lungime a un metru lungime, 70 lățime, 60 înălțime. Am folosit stâlpișori din aceștia groși de 5. Frumos, aici avem întăritură, indiferent că e acoperișul, indiferent că e podeaua, am băgat la fiecare pentru a fi totul ok. Podeaua este din scândură, aplicat vopsea cauciucată pentru a nu trece absolut nimic, urină. Pentru cei care nu știți, la rasa mare, uriaș, fluture, berbec, se folosește podea plină, fără plasă, fără nimic. Aplicăm vopsea cauciucată și strat de paie să stea pe moale, neapărat. Acestea conțin cutii de grăunțe. Aici am căpăcit frumos pentru a... Bineînțeles, ele sunt înălțate pe bucățele din acestea de pătrat. Pentru că în momentul în care se strânge strat mai gros, acestea sunt înnecate de mizerie și nu mai pot să mănânce. Așa, dacă le avem un pic mai sus, e altă treabă. Hrănitoare pentru fân, confecționate de către mine. Aici are sistemul de prindere jos cu forantă și cu bandă de montaj, iar în partea asta la altă sudate urechiușe prinse cu două negrese. Este un hrănitoare foarte solidă, fără probleme, va mânca din ea. Asta pentru a nu risipi fânul și a putea să le punem mereu acolo în hrănitoare. Din lateral sunt acoperite cu USB, spatele la fel, lateral asta la altă la fel, înălțime 1,80. Cam așa arată în mare parte cuștile. A zis, mai am să le pun plasa, zăvorașele și balamalele și sunt gata, poate să vină după ele. Ieri pur și simplu m-am apucat de ele, am avut într-adevăr toate materialele strânse, am avut scândurile sparte și se prind foarte ușor în negrese lungi. Hrănitorile de fân tot ieri le-am confecționat, cutiile de grăunțe le-am avut făcute, dar în mare parte... Ieri am tras ca lumea și am avut randament. Astăzi doar am închis ușile, le-am prins în negrese, dar mă opresc. S-auzim de bine, prieteni, vă salut!